30 de mascați au descins astăzi la mai multe adrese din Craiova în cadrul unei acțiuni a polițiștilor și procurorilor de la crimă organizată, care vizează destructurarea unei grupări specializate în trafic de droguri de risc și vânzare de etnobotanice. Printre locuințele percheziționate se află și o casă situată pe strada Câmpia Islaz. De aici oamenii legii au ridicat mai multe persoane de etnie romă. Mașinile! Atenție la mașini! Rudele celor ridicați de mascați și-au vărsat nervii pe echipa noastră de filmare. Pe lângă Craiova, descinderile au mai fost făcute într-o comună limitrofă, potrivit unor surse apropiate anchetei. Persoanele care au fost ridicate urmează să fie prezentate procurorilor de caz din cadrul DIICOT pentru a fi audiate.